Găsit, animalele sunt exact ca noi oamenii în ceea ce privește căldura. Tudor Ionescu, bună ziua! Cum ar trebui să avem grijă de animăluțe? Ce să nu facem? Sunt ca noi, dar există niște diferențe. În cazul câinilor, de exemplu, câinii nu transpiră și asta este foarte important de știut în momentul în care ieșim cu câinele nostru la plimbare, pentru că el nu poate transpira și nu își poate răcori temperatura, diminua temperatura așa cum o facem noi. Tocmai de aceea este important să îi menținem hidratați, să păstrăm ieșirile doar dimineață și după amiază, târziu după amiază spre seară, și să căutăm locuri răcoroase în momentul în care mergem la plimbare cu ei. Trei lucruri de evitat sub orice formă: să nu ieșim când este caniculă, de la 25 de grade în sus este o temperatură mult prea mare pentru ei. În al doilea rând, testul de 3 secunde, cum spun. Când mergem pe asfalt, să punem noi mâna pe asfalt. Dacă nu putem să ținem mâna acolo 3 secunde, înseamnă că nu avem ce să căutăm cu câinii acolo. Și sub nicio formă, subliniez, sub nicio formă să nu lăsăm câinii închiși în mașină, pentru că acele doar 5 minute cât intru până la magazin pot face diferența între viață și moarte și pot ucide un câine. Tundem, nu tundem animăluțele fără, era o discuție. Trebuie să discutăm cu un groomer, pentru că există rase aici, aveți un ciobănesc belgian malinois, aceștia nu se tund. Există alte rase care poate să fie tunse, canișul sau pudelul, șițu, yorkie, dar există aici, de aceea trebuie să discutăm cu un specialist și cu siguranță nu trebuie să ne apucăm noi să tundem câinele, pentru că s-ar putea să sufere de arsuri și asta să îi genereze alte probleme suplimentare, deci întotdeauna să consultăm specialiștii. Medicul veterinar, groomerul în cazul tunderii sau instructor de dresaj canin asupra comportamentului pe care trebuie să-l aibă câinele nostru afară. Mulțumim foarte mult pentru toate sfaturile.